Este sezonul cald și crește semnificativ riscul de înțepături de insecte. Zeci de botoșăneni au ajuns în această lună la unitatea de primire urgențe a Spitalului Județean cu înțepături de căpușe, albine sau țânțari. Până acum, peste 70 de botoșăneni s-au prezentat la unitatea spitalicească acuzând probleme cauzate de înțepăturile de insecte. Trei dintre ei au avut nevoie chiar de câteva zile de spitalizare pentru a primi îngrijiri medicale de specialitate. În luna iulie s-au prezentat în serviciu UPU un număr de 72 de persoane cu înțepături de insecte. Dintre acestea, 3 persoane au necesitat internare în cadrul secției. 2 persoane au fost internate pe compartimentul CPR cu plagă suprainfectată, iar o persoană a fost internată pe secția medicală pentru reacția alergică. Înțepăturile pot provoca spaimă pentru un moment, disconfort temporar și durere. Insectele sunt însă purtătoare de virus și microbi care, odată introduse în organism prin înțepătură, pot cauza declanșarea unor boli infecțioase grave. De aceea se recomandă să ne acoperim cât mai bine corpul, să evităm pantalonii scurți sau tricourile când mergem la iarbă verde.